În noiembrie 1998, primul modul al stației spațiale internaționale a fost lansat pe orbită. În ultimele două decenii a fost casa a sute de astronauți din 19 țări diferite. Această colaborare dintre diferite națiuni arată cât de multe realizări pot fi atinse atunci când oamenii lucrează împreună. Totuși, nu tuturor națiunilor le este permis să participe în programul stației spațiale internaționale. Din 2011, Chinei a fost interzis în mod oficial să se alăture celorlalte țări. În videoclipul de astăzi vom arunca o privire către colaborări spațiale puțin probabile dintre diverse națiuni. Vom discuta de asemenea de ce Statele Unite și alte țări și-au pierdut încrederea în programul spațial chinez, însă și despre planurile viitoare ale acestei țări de a-și construi propria stație spațială. În mijlocul războiului rece, spațiul reprezenta ultima frontieră dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică. După ce tensiunile politice au alimentat progresele făcute în tehnologia rachetelor, cursa spațială a ajuns în cele din urmă la o concluzie atunci când Apollo 11 a aterizat cu succes pe lună. Odată ce peisajul politic al războiului rece a început să se calmeze, în 1975 a început o nouă etapă atunci când Uniunea Sovietică și Statele Unite au lucrat împreună la proiectul Apollo-Soyuz, o misiune care a implicat ancorarea navelor în spațiu a celor două națiuni. Misiunea a început în Baikonur, unde doi cosmonauți au fost lansați la bordul capsulei Soyuz 19. Câteva ore mai târziu, capsula Apollo a fost lansată de pe Pământ american, trimițând trei astronauți în spațiu, unde s-a întâlnit cu Soyuz. La 3 ore după andocare, prima strângere de mână s-a întâmplat prin trapa capsulei sovietice. Acest moment extraordinar a semnificat o schimbare puternică în cursa spațială și a inaugurat o nouă era a colaborărilor internaționale. Cea mai mare colaborare spațială era pe cale să înceapă 23 de ani mai târziu, Stația Spațială Internațională. Condus de NASA, acest program spațial implica 15 națiuni și 5 agenții spațiale diferite. În afara provocărilor tehnice de a dezvolta și lansa o stație spațială, a fost nevoie de o cantitate extremă de încredere pentru ca toate aceste țări să colaboreze. La început, NASA era îngrijorată că Rusia va folosi această oportunitate pentru a transfera tehnologia avansată în folosința propriei armate, dar după dezastrul navetei spațiale Columbia, atunci când aceasta s-a dezintegrat deasupra Texasului în timpul reintrării în atmosfera Pământului, NASA nu avea de ales decât să se bazeze pe Rusia pentru a transporta astronauții pe stația spațială și înapoi pe Pământ. În ciuda colaborării la nivel mondial de a construi stația, China a fost una dintre cele mai mari țări ce nu a fost invitată să se alăture programului spațial. La momentul respectiv, administrația spațială chineză avea doar 5 ani de la înființare, iar restul națiunilor implicate în program au simțit că Republica Populară Chineză pur și simplu nu era pregătită să aducă o contribuție semnificativă acestui proiect, așa că aceștia și-au construit propriul program spațial în 2003. Așadar, a devenit prima națiune care a lansat un om în spațiu în afară de Rusia și Statele Unite. Pe măsură ce progresul continua pe Stația Spațială Internațională, China și-a afirmat dorința de a lua parte în acest program ca membru nou. Totuși, legislația indusă de către Congresul Statelor Unite în 2011 a eliminat posibilitatea ca Republica Chineză să se alăture. În această legislație, o dispoziție legală numită Amendamentul Loop interzice NASA și companiilor americane să împartă progresele tehnologice cu guvernul Chinei. Cu toate că aceasta poate părea o decizie aspră, neîncrederea Americii în China nu era complet nefondată. În 2007, China a lansat o armă antisatelit pentru a distruge unul dintre proprii sateliți. Această acțiune a atras foarte multe critici la nivel mondial din cauza deșeurilor spațiale lăsate în urmă de satelitul distrus. Un deceniu mai târziu, doi cetățeni chinezi au fost acuzați de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite pentru că ar fi furat informații de la laboratorul de propulsie al celor de la NASA. În ciuda faptului că i-a interzis să ia parte la proiectul stației spațiale, China continuă să progreseze rapid în cadrul propriului program spațial.
În 2019, China a devenit prima națiune care a debarcat cu succes o navă spațială pe fața întunecată a Lunii. În 2011, ei au lansat stația spațială Tiangong 1, care a fost urmată de Tiangong 2 în 2016. Forma finală a stației spațiale chineze va avea doar o cincime din stația spațială internațională și se așteaptă să fie finalizată până în 2023. În timp ce Statele Unite își menține poziția împotriva colaborării cu Republica Chineză, alte agenții spațiale nu sunt atât de dornice să evite parteneriatul cu aceștia. Agenția Spațială Europeană a fost foarte clară cu privire la dorința de a-i permite Chinei să se alăture stației spațiale internaționale și țări precum Italia au fost chiar de acord să colaboreze cu China pentru misiunile viitoare ce implică trimiterea oamenilor în spațiu. Dacă au fost excluși pe bună dreptate din program sau nu, China a avut succes în dezvoltarea propriului program spațial. În următoarele decenii se așteaptă să devină un membru foarte important în comunitatea spațială. Cele mai mari realizări ale omenirii în spațiu au avut loc atunci când grupuri mari de cercetători și astronauți au lucrat împreună pentru un obiectiv comun. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!